Formația botoșenană nu va reveni acasă după meciul cu georgienii, informează DigiSport. Vineri va sosi în țară la București, iar sâmbătă e prevăzută deplasarea la Craiova pentru confruntarea de duminică din campionat în compania CS Universitatea. Programul ulterior al FC Botoșani va fi stabilit în funcție de rezultatul din Europa League. În cazul în care moldovenii trec de țimvalii, aceștia vor juca în turul următor cu polonezii de la Legia Varșovia.